Voi cu Denis Gabriel, am 15 ani și vin din municipiul Bacău. Sunt elev la Liceul de Arte George Apostu din municipiul Bacău. Am progresat foarte mult în ultima perioadă, participând la concursuri și numeroase festivaluri și vreau și eu să le număr. Am participat la festivalul Combat Arts Festival din Vaslui, festivalul Cântând Banatului din Timișoara. Am primit titlul de colindătorul anului 2020, am primit titlul de artistul Bucovinei și la Târgu Neamț am primit 3 trofee și cel puțin trofeul cel mare al festivalului. Vreau să interpretez astăzi România, versuri și muzică de Adrian Daminescu. Acest mini-spectacol cu ceva foarte, foarte frumos și pe sufletul românului. Îl invit pe fostul meu elev, căruia i-am fost dirigintă, Ștefan Negru, pe care cred că îl cunoașteți de la televizor,
a fost la foarte multe concursuri foarte importante și am să-l rog pe el să spună ce premii a luat, deși el este de o modestie extraordinară și nu cred că îi face plăcere să spună lucrurile acestea, dar eu îl rog frumos și dacă toți am fost diligentă, trebuie să mă asculți. Și o să vă interpreteze o horă, după care o să ascultăm sunetul clopoțelului. Bună ziua și bine v-am găsit! Este o reală bucurie să fiu astăzi aici, în calitate de absolvent. Stau și mă gândesc că, nu știu, așa cum a trecut timpul ăsta și iată, sunt 3 ani de când am terminat aici. O să spun ultimul premiu pe care l-am obținut și cel mai important, cred, este premiul de onoare al Fundației Academice Europene Etnoculturalia, pe care l-am obținut la Brăila în urmă cu 2 săptămâni. Vreau să salut... Vă mulțumesc mult! Vreau să salut prezența tuturor profesorilor, Colegiului Național de Arte din Bacău, administrației și vreau să le mulțumesc pentru anii frumoși petrecuți la colegiu. Și dumneavoastră tuturor vă urez un an binecuvântat, plin de bucurii și rodnic să fie. La mulți ani! Gospodină, râmpai, diri, 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 da, faci și borșul de găină, râmpai, diri, diri, da, și sarmalii cu curechi, râmpai, diri, 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 da, și stăvindii și ala vechi, râmpai, diri, diri, da. Hăi, te-o îmbatat, te-o amețit, și-apoi tie l-a iubit, fi focoasă, Batovina, moldovean ca gospodina. Mai te hui, că-i șupara focului, când iubește o moldovean, cât din loc nu te iartă. Da, spun unii, mai te hui, că-i șupara focului, când iubește o moldovean, cât din loc nu te iartă. Când din nu ești pe măsură, râmpai, diri, 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 da, te toacă la cap în gură, râmpai, diri, diri, da. Și nu te mai lasă, da, și râmpai, diri, 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 da, nici gurița nu-i mai da, și râmpai, diri, diri, da. Băi, când nici popa nu te iartă. Îi superăm moldovean, că măi, că-i focoasă batoșina moldovean ca gospodina. Ei, hai, spun un moldovean, gănie un om butil la hâlău, că-ți duci moldoven și li ca adi ben și li. Spun un moldovean, gănie un om butil la hâlău, că-ți duci moldoven și li ca adi ben și li. Spune gine așa-i mai veri, râmpai, diri, 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 da, de te pui tine cu el, râmpai, diri, diri, da, cu te pui cu el, rău, râmpai, diri, 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 da, te ferească Dumnezeu, râmpai, diri, diri, da. Hei, când nici popa nu te iartă, îi superă moldovean, când măi, îi focoasă batojina, moldovean ca gospodina, ia ca așa, 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 măi. Vă mulțumesc din suflet și vă repet, este o reală bucurie că ne-am revăzut astăzi. Bravo!